Alex, Alex, unde ești? Iar ne-au deconectat curentul. Natalia a întins mâinile ca să nu se poticnească în ceva. Ea stătea în mijlocul camerei și l-aștepta pe soț să vină. Ce electricitate, Nati? E mijlocul zilei, a zis soțul intrând în cameră. Atunci, de ce nu văd nimic și e atât de îngust în jur? Natalia s-a așezat încet pe podea și a început să plângă. Se pare că ea înțelegea ce s-a întâmplat. S-a întâmplat ce e despre ce au avertizat-o medicii cu mulți ani în urmă. Dezlipirea retinei. Avea nevoie de o intervenție chirurgicală urgentă. Doar că asigurarea ei medicală nu acoperea astfel de operație și femeia nu avea bani de o operație plătită. Și când voi orbi? În orice moment, nu aveți voie să ridicați nimic mai greu de 1,5 kg. Unde lucrați? Nu contează, vânzătoare. Doar că Natalia nu a zis ce e mai important. E vânzătoare într-un magazin pentru animale. Și de 3 ori pe săptămână primește marfă, iar asta înseamnă mâncare pentru câini și pisici, saci întregi, cel mai mic din ele cântărind 3 kg, apoi 5, 10, 13... Iar unele sunt plus 20% gratuit, ceea ce înseamnă că un sac cântărește mai mult de 15 kg. Și șoferul de fapt nu e hamal. Vânzătorilor trebuie să le fie milă de spatele lui. Au un oraș o rețea întreagă de magazine și dacă va căra fiecărui vânzător sacii grei, în curând vor trebui să caute un alt șofer. El descărca marfa doar până la ușa magazinului, mai departe singuri. Soțul Nataliei nu muncea și ea nu putea pleca de la acest job. Uneori se gândea, slava Domnului că nu avem copii, deși e rău să spui asta desigur că, dar ei abia trăiau de la salariu la salariu, jumătate din el se ducea pe credit. Alex, poate te angajezi la compania noastră ca șofer? Avem nevoie de unul și salariul este foarte decent, e mai mare decât al meu de 2 ori. M-am interesat odată. Ea încerca să evite cât mai mult colțurile ascuțite în subiectul despre muncă. Alex nu voia să lucreze pentru cineva. El voia să aibă propria lui afacere. Doar că aici exista o mică problemă. Afacerea are nevoie de investiții, iar fără capital de pornire este imposibil. Este imposibil să începi ceva de la zero. Trebuie să muncești mai mult decât ai munci pentru cineva. Pentru propriul business trebuie să muncești cât 10, dar Alex credea în miracole. Era sigur că într-o dimineață va ieși din casă, va merge pe drum și din cer va coborî un elicopter. Va ateriza lângă el, din elicopter va ieși un domn în costum și îi va întinde mâna spunându-i: felicitări, domnul Alex! De azi înainte sunteți proprietarul unei firme cu un venit de 3 milioane de dolari pe lună, pe care puteți să-i cheltuiți așa cum dorește inima dumneavoastră. Alex chiar credea în asta, doar trebuia să aștepte puțin, încă puțin, și să nu facă valuri de șarte. Natalia nu înțelegea ce face greșit și cum de-a ignorat acel moment când Alex pur și simplu i s-a urcat în cap și a târnat picioarele de parcă stă pe malul unui lac. Ea conștientiza perfect că el este un parazit și ea însăși nu putea să înțeleagă de ce nu-i poate spune la urma urmei să-și ridice fundul și să meargă la muncă. Orice ar fi, oriunde ar fi, ea nu putea să-și amintească când dintr-o dată a început să-i protejeze psihicul lui vulnerabil. Dar iată, despre sănătatea ei mentală nimeni nu o întreba și nimeni n-avea de gând să o protejeze. Psihologii numesc asta relație toxică, dar Natalia numea asta dragoste. În cele din urmă, ea se va urî pe sine însă și dacă dintr-o soție iubitoare se va transforma într-un ciocan. Ea pur și simplu nu voia să-l bată pe soțul său la cap. Dar iată, să devină persoană cu dizabilități se pare că voia. De ce, doctore, de ce s-a întâmplat asta cu mine anume? De ce atât de rapid? A întrebat Natalia, încercând să prindă măcar silueta medicului. Rapid, draga mea, sunteți fenomen. Cu munca pe care o aveți, trebuia să orbiți anul trecut.
Iar dumneavoastră spuneți rapid, și trauma pe care ați descris-o în anamneză? Da, Natalia, dintr-un oarecare motiv, uita mereu despre trauma pe care a primit-o când era încă fată tânără. Avea 20 de ani, era tânără și se întâlnea cu un băiat. El lucra într-o echipă de tăietori de lemne, în pădure. Se pare că Natalia era îndrăgostită, dar el era și mai îndrăgostit, căci o tot chema să se căsătorească. Dar ea nu voia asta atât de devreme. Trebuia să mai învețe, trebuia să mai trăiască pentru sine. Și iată, într-un final, lucrează 12 ore pe zi cu soțul pe spatele ei. Dar atunci, în tinerețe, s-a gândit să-i facă iubitului său o surpriză. Fără să anunțe pe nimeni, a venit în mijlocul pădurii când munca era întoi. Un pas greșit și iată că copacul a acoperit-o cu totul pe Natalia. Muncitorii s-au speriat, au crezut că Natalia a explodat și totul a zburat prin părți. Dar de fapt, aia era supa într-un borcan de sticlă. A petrecut 2 săptămâni în spital. A avut comoție cerebrală și câteva zgârieturi pe frunte. Se pare că i-a mai rămas semnul ăla de la zgârieturi, dacă se uită atent în lumină sub un unghi anumit. Nicolae era atât de trist și mereu se gândea la Natalia și la capul ei. De aia nu era atent când lucra. I-a scăpat drujba din mâini și a rămas ori fără picior, ori fără mână. Nataliei au povestit toate astea când ea a fost externată din spital. Băiatul a fost dus cu elicopterul în capitală. Ea a vrut să-i scrie sau să meargă la el, dar apoi s-a gândit. S-a gândit că nu e atât de îndrăgostită ca să-și lege viața de un invalid. Ea are 20 de ani, iar Nicolae lasă-și găsească pe altcineva cu care să fie, care să fie gata pentru o viață cu un bărbat cu dizabilități. Dar se pare că karma și-a făcut treaba bine și a ajuns la ea. Acum ea e persoană cu dizabilități, dar și soțul ei nu era chiar normal, avea și el un handicap, doar că ăla era moral. Ei mergeau în drum spre casă. De mult nu mai locuiau în oraș, au fost nevoiți să dea apartamentul în chirie. Din acei bani, femeia achita creditul și trăiau din salariul ei. Nu mai pot așa, trebuie și eu să fac ceva. Și am impresia că tu cheltui banii irațional. În general, banii în familie trebuie să fie ținuți de bărbat. N-am înțeles, trebuie să-ți dau salariul? N-ar fi rău, a zâmbit Alex. Dar nu, lasă bănuții tăi la tine. De atunci, el strângea bani de la chiria apartamentului. Ea n-avea habar unde cheltuia. Un bărbat adevărat nu trebuie să dea raporturi, a răspuns el iritat când Natalia l-a întrebat despre bani. Dar acum creditul era achitat din salariul ei și trăiau la fel din el. Totul va fi, totul va fi, mai bine de 1000 de ori, doar că trebuie să așteptăm. A zis Alex, asta era fraza lui preferată, așa că de mult locuia în suburbie, în casa unde Natalia s-a născut și a crescut. În acel sat în care ea era îndrăgostită de Nicolae. Probabil că deja e căsătorit și are copii, se gândea uneori femeia despre prima sa dragoste. Și iată că într-o zi veneau de la medic. Natalia trebuia să fie internată într-o clinică, să treacă o examinare, poate mai e posibil să facă ceva. În unele cazuri vederea se întoarce, dar e nevoie de bani. Și ce crezi că trebuie să faci? Păi ce să fac, Alex? Am nevoie de tratament, căci de altfel voi rămâne oarbă pentru toată viața. Îți imaginezi măcar așa ceva? Îți imaginezi cum este să trăiești cu asta? A izbucnit Natalia și a strigat, căci și-a pierdut cu totul cumpătul. Eu n-am bani, a zis el uscat. Atunci trebuie să vindem ceva, casa sau apartamentul? Dar nu prea vreau să vând casa, așa că rămâne apartamentul, a spus Natalia. Apoi au mers în tăcere. Parcă mergem prea mult, s-a gândit femeia. Ea nu vedea nimic și nu știa unde se află. Ea desigur că a fost dusă de valul scandalului, dar într-adevăr trecuseră prea mult timp. Trebuiau deja de mult să ajungă. Ea s-a îngrijorat. Alex, unde mergem? Acasă, a zis el. Păi de ce mergem atâta?
Am uitat eu să virez la un moment dat, i-a răspuns soțul. Mașina a încetinit și Natalia parcă s-a calmat. Ajută-mă, te rog, să ies, l-a rugat ea. Desigur, a spus Alex calm. El a deschis ușa, a luat-o pe soție de mână și ea a ieșit. Alex a închis mașina și dintr-o dată i-a dat drumul la mână. Ea a început să întoarcă capul din obișnuință, de parcă uitându-se în jur, deși nu putea vedea nimic. Alex, a strigat Natalia și dintr-o dată a auzit motorul și mașina care se îndepărta. Alex, ce glume sunt astea? A strigat Natalia. Dar oricât n-ar fi strigat și orice n-ar fi strigat, nimeni nu putea răspunde. Alex a plecat. Natalia a făcut câțiva pași și a simțit crengile pe fața ei. El a dus-o în pădure. Câteva ore a rătăcit la întâmplare, sperând că va ieși cumva la autostradă. Dar totul a fost în zadar. Nu se auzeau nici mașinile. Alex a dus-o într-un loc uitat de oameni. Natalia nu înțelegea dacă e zi sau noapte, era foarte obosită și voia să mănânce. A căzut pe pământ și a început să plângă. Este o pedeapsă, se gândea femeia. O pedeapsă pentru tot, dar în primul rând pentru Nicolae. Dintr-o dată a bușbuit ceva cu mâinile, ceva rece și umed. Cineva răsufla pe ea. A simțit un bod de animal, iar alături mai multe și mai multe. Doamne, ce dinți! Ăștia sunt lupi! Natalia a leșinat. Ea a decis că o vor mânca. Când și-a revenit, lupii încă o tărau undeva. Probabil că în bârlog, probabil că mă vor mânca acolo, se gândea femeia. Ea nici nu voia să se opună. Credea că își merită soarta. Dar adevărul era că lupii nu voiau să o mănânce. Ei de fapt erau îmblânziți de pădurar. Natalia nici nu știa că pe acolo este un pădurar. Anume la el au și târât-o prădătorii gri. Iar el s-a dovedit a fi, după cum poate v-ați dat seama, acel Nicolae. Și da, nu avea un picior. Medicii nu au putut face nimic nici în capitală. Dar pe Natalia asta nu o deranja. Cel mai important e faptul că ea știa că Nicolae încă o iubește și ea pe el la fel. Anume, el a fost cel care i-a achitat operația și Natalia a început din nou să vadă. Desigur că nu atât de bine ca în trecut, dar îi era de ajuns să deslușească silueta persoanei dragi și a celor doi copii. Prieteni, asta a fost istoria noastră de astăzi. Scrieți-ne în comentarii ce părere aveți. Nu uitați să ne dați un like și să apăsați pe butonul de subscribe pentru a nu rata următoarele episoade. Pe curând!